Doamne atotputernice și atot îndurate, îmi aduc aminte că te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu 30 de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii de sub puterea diavolului. Pentru aceasta te rog, îndură-te de mine, păcătosul. Primește, Doamne, această mică rugăciune a mea și umilita mea voință, că mă întristesc pentru că te-am întristat și mă amărăsc pentru că te-am supărat fără de număr. La tine, prea bunule Mântuitor, am toată nădejdea și cred că tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, te vei îndura de mine acum ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci și să mă învrednicești împărăției tale. Nu te depărta de la mine, Doamne, și ajută-mi ca în toate să fac voia ta și să nu te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să te bat jocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul sfintelor tale patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-ți spăl picioarele cu lacrimile ochilor mei, ca să mă învrednicesc a auzi și eu din gura ta cea dulce, iertate să-ți fie păcatele. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.